urmărești, dacă ceva poate să meargă prost, sigur va merge prost, dar nu și azi. Avem în studio iarăși mulți oameni frumoși și talentați și știu ce spun. Vorbim despre muzică, dar și despre teatru cu trupa Vlad. Bine ați venit la Trainet! Ei, salut, salut! Salut! Ce faceți voi? Bine, lipsește un membru, dar e cu noi tot timpul. Așa este, da, da. Cine lipsește? Teddy? Teddy. Da, așa! Dar, cum spuneai și tu, este cu noi, de fapt. Așa, așa. Uite, lasă că o să-l avem data viitoare aici în studio cu toții. Vreau să facem așa o scurtă prezentare. Trupa Vlad, dar să vă luăm pe rând. Fiecare cu numele. Începem cu domnișoara. Salut, eu sunt Raluca. Vlad. Așa. Vlad, eu sunt Vlad. Andrei. Mișa. Bine ați venit la Trainet! Bine v-am găsit! Așa, uite, am început foarte bine cu energie și am mai și râs înainte că am făcut câteva glumițe aici, că dacă ne permitem cu cine putem, atunci e de bine. Cum ziceam, vorbim despre voi, despre muzică, dar vorbim și despre teatru, că avem cu cine. Am fost la lansarea piesei Murphy și mi-a plăcut tare mult. Știu din propria experiență și pot să zic mai departe, nu e doar așa cu menajamente. Cum e piesa asta? Această piesă este marchează începutul. Mai aproape, te rog. Da, așa, ca să vă auzim bine. Eu sunt obișnuit de obicei să vorbesc la microfon, dar sunt emoții, că e altceva. Da, probabil, și stă și sus, mă rog. Ideea este că Murphy marchează, de fapt, începutul acestei trupe. Marchează începutul nostru a unei colaborări care a venit pur și simplu peste fiecare dintre noi. S-a întâmplat, nu am avut cumva, am avut de ales, evident, dar pare mai mult că s-a întâmplat și că trebuia să se întâmple. Și atunci această melodie a fost prima melodie pe care am încercat-o în formula asta vreodată. Noi repetam pe lângă trupa Vlad, nici nu știam în momentul respectiv că o să fim în această formulă. Și le-am zis, băi, uite, am o piesă, nu vreți să o încercăm? Și am dat-o prima oară, mai țin minte când eram în sală, în studio. Și am terminat, efectiv, prima oară, fără să vorbim. Am zis, bă, uite, astea sunt acordurile, hai să încercăm. Am încercat-o și a fost chestia așa de dragoste la prima vedere. Știi, a fost, Vlad, când s-a terminat piesa, a zis, ăsta e momentul în care m-am îndrăgostit de voi, 20-58. Da. Așa e. Da. Dar uite, vă știați dinainte că eu nu cred în coincidențe, sincer. Eu îi cunosc de mai puțin de un an. Din martie, nu? Aprilie? Din aprilie. Da. Wow! Și uite cum se leagă lucrurile, că oamenii nu vin întâmplător în viața noastră. Da, nu sunt coincidențe. Adică există probabil un plan făcut... Mai aproape, Raluca. Un plan făcut de mai sus, știu eu, ce se numește predestinat, însă atunci când ți se pune un lucru pe tavă, trebuie să întinzi și mâna să-l iei. Însă clar au fost niște... conjuncturi care ne-au adus împreună pentru ceva, din care lucrurile s-au ramificat și uite, ne azi aici și uite și Murphy ieșit și ajuns, cred, în forma în care Vlad l-a visat și l-a dorit. Da, așa este. Cred că nu ar fi... nu există o formulă mai bună în care să fi scos această melodie. Și acum nu că devin eu sensibil sau emotional, dar chiar cred chestia asta, mai ales după lansarea pe care am avut-o pe 28 noiembrie. Chiar cred că există o fuziune specială între noi și cred că da, nimic nu este întâmplător, chiar și întâlnirea noastră nu este întâmplătoare. Confirm, pentru că am văzut asta pe scenă, ne-ați transmis celor care am fost în public și o să ascultăm și la final piesa și o să vadă și cei care ne urmăresc despre ce vorbim acum, pentru că într-adevăr e o conexiune acolo mai puternică decât orice. Și nu vorbim doar despre Murphy, pentru că mai urmează ceva. Despre ce este vorba? Planul este să lansăm un EP de 4 melodii. Prima melodie este Murphy și a fost lansată și suntem în plină lansare, cum ar veni. Mai urmează încă 2 melodii despre care n-am să vă vorbesc acum pentru că vreau să rămână surpriză. Ok. Dar sunt niște melodii cel puțin la fel de provocatoare ca Murphy. Avem un plan să
să umplem urechile ascultătorilor din România de muzică bună în următorul an, cel puțin mult, cât putem de mult. Avem un plan să venim cu videoclipuri, să venim cu, pe lângă aceste patru melodii, și alte compoziții pe care o să le lansăm inițial live și tot așa ușor, ușor le facem și producția. Și da, ce să mai, suntem puși pe treabă, suntem gata, din vară vrem să rupem festivalurile, nu știu, oameni buni, hei! Păi asta e, gata, și chiar avem nevoie de muzică bună și de oameni care să facă asta și avem nevoie de voi în concerte și, cum ai zis, în festivaluri, să vă vedem pe scenă. Uite, cred că este un lucru foarte important de spus și anume, trupa Vlad, de fapt, știi, chestia asta nu este oricât de egocentrist ar suna. Hai că aflăm și povestea numelui, vreau să aflăm. Este despre echipă și este despre conexiune și despre a simți lucrurile și de fapt despre a face artă, pe bune. Mi se pare că în România, în momentul ăsta, este nevoie de muzică care să transmită niște sentimente puternice, este nevoie de muzică cu versuri. Cred că lumea are nevoie să își reamintească niște lucruri, niște chestii pe care care au fost scrise la un moment dat, care, nu știu, îmbogățesc un pic viziunea artistică, să spunem, sau pur și simplu să-și dezvolte simțul și să recunoască tot felul de emoții care ar putea să fie și ale lor, simpatizeze sau nu, aleg ei fiecare. Ok, dar ideea este că cred că este nevoie ca să readucem arta un pic în urechile ascultătorilor. Da, prin versuri, prin muzică de calitate, prin interpretări excepționale, spectaculoase. Și da, cred că este momentul să ridicăm ștacheta. Dacă îmi permiți să te completez, Vlad, mie îmi place foarte mult la Vlad energia și schimbul de energie care se întâmplă între noi pe scenă și mi se pare că dacă asta se întâmplă între noi pe scenă, nu avem cum să nu transmitem și să refacem schimbul de energie care se întâmplă deja între noi cu al șaselea element, publicul, și atunci să fie un schimb de energie între noi, cei de pe scenă, și cei din fața noastră. Și după mine, ăla este momentul în care poți să transmiți exact ce zicea Vlad mai devreme, arta prin muzică, interpretare, versuri, atunci când îmbraci în emoție, care există tot timpul la noi pe scenă, și schimbul energetic dintre noi și în schimb energetic cu publicul, atunci este chiar un spectacol adevărat. Nu un concert, cât un spectacol. Și așa este, bine, și ați punctat amândoi la fel despre artă, pentru că trebuie să înțelegem semnificația și importanța ei. Nu doar e un cuvânt aruncat în aer, așa, să vorbim despre artă ca și cum ar fi orice. Foarte bine ați punctat. Și într-adevăr, eu am fost în public, am făcut parte din trupa Vlad, practic, din energia voastră. M-am ridicat, am dansat și nu cred că a stat cineva așezat. Și uite, sunt curioasă, pe 28 a fost și primul vostru concert în acest grup, da? Da. Așa, la cât mai multe. Să fie. Și de ori vorbeam despre muzică, despre tot ce se întâmplă. Știm că totul pornește pentru că asta e pasiunea voastră, dar cu asta vă hrăniți. Trăiți doar din muzică? Și asta e o întrebare. Să spunem că vrem să vă cunoaștem. Ne dorim să trăim doar din muzică. Tindem spre lucrul ăsta, dincolo de ceea ce transmitem, și miza până acum a fost îndeplinită, chiar dacă în forma asta, pe 28 la lansare a fost primul nostru concert, fiecare din noi a fost pe scenă în vari formule și a reușit să facă și schimbul ăsta, însă întorcându-mă la ceea ce ne-ai întrebat, ne dorim să ajungem să trăim doar din muzică, lucrul ăsta momentan nu se întâmplă, fiecare din noi are diverse alte activități pe care le face ca să poată să pay the bills, dar fac parte tot din domeniul artistic, cumva sunt legate între ele și se și completează foarte bine și asta ne și lasă un program suficient de flexibil încât să putem să ne facem treburile și să putem să creăm, pentru că în momentul de față suntem în etapa de creație. Mm-hmm. Și uite, apropo de piesă, despre Morphy, vreau să știu despre versuri, producție, cine se ocupă de toate, plus că are și clip, că l-am urmărit. Da. Colegul nostru, Teddy, care nu este aici cu noi, pe lângă faptul că este un muzician și un basist desăvârșit, este inginer de studio și asta ne-a ajutat foarte mult ca măcar recording-ul, partea de înregistrări, să o facem în studio în care activează el. Iar pentru mix și master am vrut noi să avem un sound mai de afară, așa că am trimis piesa la mixat și masterat în afară. În
Olanda, cred. Da. Nu știu, da. Da. Cât despre, deci producția practic a fost in-house, în casă, între noi, iar mix masterul trimis în afară. Cât despre compoziție, Vlad poate să vorbească, că a venit cu piesa de gata când a venit la noi. Așadar. Da, eu v-am, cum am povestit și adineauri, chiar aveam, era gata, era într-o variantă acustică, recunosc. Și atunci la sală de v-am povestit adineauri, chiar a fost prima oară când am cântat-o electric. Și a sunat extraordinar și de acolo am zis gata, hai, facem. Așa iese. Da, așa iese, exact. A fost un fel de, că suntem în sezon, un brad gol pe care au venit ornamentele. Știu eu fiecare cu ce a simțit, de fapt cu ce a simțit, nu cu ce ne-a plăcut neapărat, cu ce a simțit, că de asta s-a și întâmplat momentul ăla 2058 de îndrăgosteală, pentru că a scos din fiecare în momentul respectiv un sentiment, o manifestare, practic ea s-a îmbrăcat și s-a născut în forma ei electrică, din caietul lui Vlad a ieșit și s-a transformat în ceea ce vedeți astăzi. Cu clip și produs, Murphy. Da, iar apropo de videoclip, aici am colaborat cu doi prieteni foarte dragi mie și acum nouă, Adrian și Mihai Pârcălabu. Îi salutăm. Da, îi salutăm, saluezi. Care ne sunt alături și cumva chiar facem echipă. Adică știu că o să, nu spun acum ca să rămână lângă noi, că știu că o să rămână lângă noi. Dar da, ne sunt aproape și ne sunt alături. Și cumva, uite, știu că această trupă va crește și, da, datorită nouă, dar și datorită oamenilor care stau alături de noi și care cred, da, în artă și în lucrurile făcute bine. Oricum, oamenii care rezonează niciodată n-o să plece, pentru că au același țel, același goal. Da. Și același vibe, dacă vrei, pentru că nu doar în echipa de pe scenă trebuie să rezoneze oamenii în aceeași manieră, dar și cei cu care am lucrat extern, că a fost producție video, că a fost producție audio, ei au simțit aceleași lucruri ca și noi și au putut să înțeleagă de la simțirile noastre, de la ceea ce l-a cerut Vlad, că povestea trebuie să arate într-un fel și pe video. Și să o transmită ca atare. Exact. Asta mi se pare tare și îmi pare rău, băieți, dar Raluca a dat cea mai frumoasă definiție pentru piesa asta, cu bradul împodobit, da, și voi sunteți ornamentele și foarte frumos a zis. Într-adevăr, și știu că pe de altă parte, 28 noiembrie, n-a fost o zi oarecare, pentru că ați avut și invitați speciale acolo pe scenă, care v-au completat tare frumos, cum ziceam, de oameni care rezonează. Nu putea a fi altcineva acolo. Exact, exact. Da, aici putem să mulțumim din toată inima prietenilor noștri, Monica Udagiu și Alex Ștefănescu, care ne-au fost alături și da, care ne susțin și noi pe ei și cumva, da, datorită oamenilor de genul ăsta putem să creăm o comunitate în care să ne ajutăm reciproc și chiar să, da, să ne sprijinim și să creștem reciproc. Mm-hmm. Da. Și Laura Oana. Ah, și Laura Oana, da, să nu uităm. Iartă-mă, Laura. Deci, Laura, scuze. Măi, dacă ne asculți acum, da, ce pot, n-am ce să zic. Laura este o chestie super specială, așa. E, pentru mine, într-adevăr, marchează un moment foarte important în cariera mea, colaborarea cu ea și ce am făcut la Vocea României. Exact. Și a fost chiar pentru prima oară când am cântat live momentul ăla în afara emisiunii. Printr-un noroc ne-am și nimerit la programe și a putut să întâmple prezentă treaba aia, da. Mm-hmm. Așa că da, nu știu, suntem foarte legați de oameni care ne sunt alături și le mulțumim foarte tare și cu siguranță o să descoperim și alți oameni în continuare care ne pot fi alături și cu care putem să lărgim această comunitate de artiști. Da, și uite, dacă îmi permiteți, vă dau eu o definiție. Sunteți 5 membri, dar un întreg foarte mișto, care reprezintă, de fapt, Vocea României. Uite, asta vreau să zic. Și să ne umple sufletele cu tot ce avem nevoie, pentru că, într-adevăr, avem nevoie de mesaj înainte de toate. Sound-ul e foarte important și imaginea, dar acolo, pentru suflet, e nevoie de mai multă hrană. Da, așa este. Am zis că vorbim și despre teatru. Vlad, da. Ce ne poți spune? Spectacole viitoare, pentru că nouă ne place să mergem la teatru și încurajăm pe cei care ne urmăresc să facă asta. Stai, Vlad. Deși până atunci Vlad mai are niște spectacole de teatru foarte despre care o să ne povestească în curând, așa. Vreau eu să amintesc că
Vlad Trupa merge să, să cânte la teatru pe 21 decembrie. Ce tare! Ia uite cum se vină! Oricum au legătură. Așadar... Mergem cu Murphy să-l lansăm și în Bacău și de aici ne povestește Vlad ce se întâmplă cu teatru din Bacău și cu... Chiar te rog! Eu sunt angajat al teatrului din Bacău, al teatrului Bacovia. Prin această cale salut toți colegii de acolo. Și mi s-a părut important să lansez melodia și acolo, pentru că și acolo există o comunitate de oameni care ascultă muzică și știu că ar veni înspre noi. Și da, mă ajută teatrul în care activez să lansez, să fac acest eveniment acolo. O să fie pe 21 decembrie. Ne dorim foarte tare să umplem toată sala aia și să plece toată lumea cu un cadou de Crăciun. Da, exact. Și da, asta va fi așa, uite, marcăm încă o dată, știi, marcăm încă o dată. În plus, nu spun că e nemai văzut pentru că s-a mai făcut, dar doar că se întâmplă destul de rar să vii cu muzică rock într-o sală de teatru. Nu se întâmplă foarte des. Și deși încă o dată nu suntem primii în România care facem chestia asta, ba chiar colaborez cu trupa firma care mai cântă prin teatre și în diverse spectacole de teatru, de fapt unul singur, dar nu diverse, unul singur. Așa. Dar ei mai cântă electric în teatru show singur. Nu pot să zic că ne-am inspirat neapărat de la ei, cât de la faptul că mergem să cântăm pe scena pe care Vlad se simte ca acasă la teatru în care este angajat în Bacău. Ceea ce vreau doar să spun este că rar se întâmplă rock în teatru, așa că dacă sunteți în Bacău pe 21, veniți, că nu o să pățiți prea des chestia asta. Și dacă nu sunteți, puteți să veniți. Exact, că nu e departe. Da. De la ce oră? De la ora 7. Ok, oricum mai multe detalii aflăm noi în online pe paginile voastre de social media. Și dacă tot am ajuns la online, cum vă găsesc cei care ne urmăresc, ca să știe toată lumea? Obișnuit pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, pe Spotify. Așa. Vlad Official Music. Vlad Official Music. Așadar căutați Vlad Official Music. Și Murphy ăsta, chiar e pe YouTube, e mișto. Videoclip cu chestii, chiar... E bine, da. Are de toate. Da. Și atât de mult mi-a plăcut și piesa asta și sunt sigură că și următoarele. Am ascultat așa câteva frânturi la lansare. Cei care n-au făcut-o o să aibă parte de surprize în 2024. Așa este, da. Vă așteptăm și atunci să ne cântați. Da, pregătim lucruri chiar mișto. Pregătim pe lângă, asta cumva cred că ar trebui să adaug, pe lângă melodiile pe care le pregătim publicului, pe lângă asta pregătim și un show, sper eu, da, unic în România și să... faza e așa, atuul nostru, unul dintre aturile noastre este că avem trei actori în această trupă. Trei actori, doi sunetiști. Așa. Urma să zic și de E așa. Foarte importantă partea cu sunetul, așa că nu... Stai că Mișa tot în teatru lucrează, adică tot are legătură. Și da, o să ne folosim de chestia asta foarte tare, ne folosim de... actoria, de teatru, de muzica din noi, îmbinându-le să iasă un show extraordinar de tare și, da, unic, poate, în România. Am văzut partea de talent cu teatru și în videoclip din partea tuturor, dar și pe scenă, într-adevăr. Și avem nevoie să știm, să ne punem în valoare talentele, orice ar fi. Da, așa este. Și uite, dacă tot mi-ai menționat despre firma, eu sunt curioasă de părerea voastră. Se fac tot mai multe remake-uri. Dar ce înseamnă a face un remake pe baza unei piese care odinioară a fost, hai să zicem, șlagăr pe acea perioadă? Mie mi se pare că toată treaba asta a pornit de la nostalgia, știi? Exact. Da, și nu am cum să nu recunosc că mi se pare că este o chestie de business în care lumea a descoperit că na, e o rețetă până la urmă și la urmă și dacă, nu știu, modific niște chestii, dar las melodia așa și o refac, lumea, și o bag pe radio, nu știu, lumea empatizează instant, că e clar că așa. În memoria colectivă. Exact. Piesa inițial. Cred că trendul ăsta poate să nu se oprească. Cred că din momentul ăsta ar putea să se facă remake la absolut orice, toată viața. Stai un pic, că nici nu vorbim de momentul ăsta. Dacă stai să te gândești, Guns N' Roses a ajuns în urechea mea, de exemplu, în anii 90 cu Knocking on Heaven's Door.
până m-am prins eu că piesa e din anii 60, au mai trecut vreo 10 ani. Deci chestia asta cu remake-urile este valabilă de cel puțin 50 de ani, să spun. Depinde cum e făcută, probabil. Depinde cum e făcută, evident, numai că nu e ceva ce s-a născut acum, de curând, la noi. Ok, pleacă de la nostalgia anilor 90, dar în anii 90 pleca de la nostalgia anilor 70, în anii 70 pleca de la... Și exact cum zice Vlad, nu se oprească niciodată, pentru că întotdeauna vor fi cei de o anumită vârstă cu nostalgiile de când erau adolescenți și vor reface piesele care erau hituri atunci când erau ei adolescenți. De acolo nostalgia. Și atunci n-are cum să oprească trendul ăsta, că va fi din generație în generație. Uite, de exemplu, a fost la noi Romanița duminică și ne-a spus că pentru ea remake înseamnă a transforma piesă, cum a făcut și ea de altfel. De exemplu, o piesă de petrecere a dus-o în zona de jazz, de blues, adică cu tot o altă parte, cu alte influențe. Da, se poate. Asta cred că înseamnă, până la urmă și la urmă. Și noi, de altfel, avem Mororița, pe care am făcut-o, o facem rock. Și da, e altceva decât... Exact. Până la urmă și la urmă, da, trebuie să fie să fie cu amprenta trupei și trebuie să fie ceva special și ceva să potențeze sentimentul din melodie, să potențeze mesajul foarte bine. Au mai mult adăugat felul în care simte cel care face remake-ul sau trupa care face simte remake-ul, care face remake-ul, trebuie adăugat sentimentul ăla. Dacă noi simțim rock și luăm o piesă etno sau populară, clar se va simți amprenta noastră de rock în piesa respectivă. Nu ai cum să refaci o piesă doar să refaci, nu merge. Îți pui amprenta, pui sentimente. Asta e și rostul remake-urilor, dar ca să-ți răspund la ce ai întrebat, nu cred că ni se pare nimic în neregulă cu chestia asta. Este un perpetuum mobile care va dăinui pentru totdeauna și cărțile se scriu din cărți, chiar și în absența remake-urilor. În orice melodie poți regăsi pasaje care să-ți amintească de altele și cu toate că noi suntem un band de piese proprii sau tindem către asta, pentru că deocamdată nu sunt suficiente piese cât să susțină un concert întreg și tu știi lucrul ăsta că ai fost în sală. Deci la noi au existat remake-uri cu amprenta pusă. Nu e nimic în neregulă și singurul lucru care contează este că muzica bună merge mai departe în orice formă ia melodia respectivă și îi pune în valoare pe cei care o reorchestrează în felul lor. Și tocmai de aceea am întrebat, pentru că mi-a plăcut foarte mult interpretarea voastră cu copacul. A fost excepțional, adică fiecare își pune acolo bucățica lui din suflet. Da. Și e diferit. Da, așa este. Uite, melodia a fost o mare provocare. A fost? E grea, da, nu? Pentru că... uite, de câte ori am cântat-o, recunosc că publicul a fost împărțit, știi? A fost... Mulți au spus... bă, da... Da, mă, dar... Începe așa baladă și voi cântați rock până atunci și... Da, în momentul în care intră refrenul ăla pe rocăreală, pe așa, toată lumea e pe spate, știi? Mulți, pe de altă parte, mulți mi-au spus exact ca tine, frate, a fost extraordinar, n-am mai auzit varianta asta, nu există, n-a mai făcut nimeni chestia asta, este extraordinar. Și, da, până la urmă și la urmă, cred că este super normal să fie împărțită în părerea, știi, publicului. Dar, cumva, așa, concluzionând, suntem foarte mulțumiți de varianta aia și, uite, trebuie exploatată în continuare. Cât mai mult, da, vă sugerez asta. Da. Da, și nu v-am întrebat doar așa, pur și simplu, mi-a plăcut foarte mult și am vrut să aflu din gura voastră cum stau lucrurile. Pentru că toată lumea e împărțită și fiecare are păreri, nu sunt rele, nu sunt bune, sunt de tot felul și e bine. Da. Da. Așadar, ce să mai? Dacă mai aveți voi ceva de adăugat, până ne vedem noi anul viitor în februarie, pentru că o să vă întreb și despre asta. Nu știu dacă aveți rezoluții, sunteți genul de persoană care vă faceți planuri pe termen lung? Absolut. Da. Așa. Da. Nu știu, partea asta ce... Băieți, voi? Eu sunt mai pe termen mediu și scurt. În ideea în care ce fac acum pe termen scurt și mediu mă va ajuta să ajung la țelurile mele pe termen lung. O altă perspectivă, da. Iarăși. Dacă este să... eu personal să-mi propun ceva, deși n-am vorbit încă, dar o să vorbim despre asta. Da, îmi propun la anul să ajungem pe poate cele mai mari scene din România. Doamne ajută. Suntem pregătiți.
venim. Pe scenă, nu în public. Da, da. Așa, noi aici avem numai energie pozitivă, așa că se leagă lucrurile și o să vedeți că așa e. O să venim la spectacolele voastre, la festivaluri și peste tot să vă urmărim și să vă ascultăm în primul rând. Și nu uitați și de canalul de YouTube, căutați-i acolo, să ascultăm da, piesele. Official Music, încă o dată, Instagram, Facebook, YouTube, acolo sunt. Peste tot. Teatru Bacovia, 21 decembrie, ora 19, Bacău. Așa, așa. Și oricum toate detaliile le aflați pe paginile lor de social media, dar ne mai revedem, asta cu siguranță. Și vrem să ne bucurăm acum și de vocile voastre și de tot ce ați făcut pentru Morphy. Păi hai să vă cântăm. Da. Hmm? Ce ziceți? Păi hai. Sunteți pregătiți? Așa. Nu te aud. Te dăm drumul la treabă, așadar Vlad și Morphy chiar aici la Trăinet. Enjoy!